Zic că una din marile greșeli ale umanității este tocmai fractura asta uriașă între știință și religie, pentru că chiar nu văd religiile autentice, indiferent care sunt ele, din punctul meu de vedere, susțin același lucru. Există un singur Dumnezeu. De ce oamenii se omoară între ei, fiecare crezând nu într-un Dumnezeu, ci într-un idol de un nivel mult mai mic? Eu mă bucur că fac întrucâtva parte din zona ortodoxă, care nu a avut nici misionari, nu a avut nici inchiziție, nu a avut nici cruciade, nici războaie sfinte, pentru că n-am văzut niciunde în Sfânta Scriptură să se spună omorâți-i pe aia pentru că se închină nu în patru colțuri, ci în șase, sau se închină ca o semilună, sau dau cu capul de podea. Este o prostie fără de margini. Chiar s-a uitat esența. S-a uitat esența. Învățăturile lui Iisus Hristos sunt foarte limpezi. Avem o mică problemă. Nimeni nu le aplică. Dar ele sunt foarte limpezi. Toate parabolele sunt de o deschidere și de o lumină extraordinară. Ce ne învață, de fapt? Ne învață să accedem către o nouă formă de conștiință. Formă de conștiință în care omul nu mai fură pentru că este frică de poliție sau de repercusiuni. El nu mai fură pentru că e conștient că așa ceva nu se face. Că furând de la aproapele meu, fur de la mine. Despre asta este vorba.